Și am revenit din nou la noi în studio aici, la Matinal pe Roți, la Sens TV, pentru că de fiecare dată știți că în a doua parte a emisiunii avem un invitat special, pentru că noi nu ne place să ne dăm cu părerea ca și cum am ști noi absolut orice. Așa că de data asta o avem alături de noi pe Alice Nicolae, pe care o întâmpinăm cu multă bună dispoziție, terapeut, Theta Healing și actriță. Bună dimineața, Alice, și bine ai venit! Bună dimineața, mă bucur foarte mult că v-am întâlnit. Recunosc că e o atmosferă incendiară așa iarna și dimineața la voi în studio. Am avut ocazia să vă cunosc un pic înainte. Așa ne trezim noi dimineața, incendiar și plin de viață. Știu că sună clișeic, dar am vrea să ni te prezinți puțin. Cine este Alice Nicolae? Da, acea întrebare de care nu scap tot omul... Da. Da, este un proiect ongoing, adică descoperim zilnic cine este Alice Nicolae, recunosc. Îmi place foarte mult ca atunci când interacționez cu alți oameni să spun că prima mea calitate e de om, nu știu, așa... La ce asta frumos. Lucrez. Să descoper partea mea umană, sufletul, să explorez sinele și după aia mai am niște alte calități, ca noi toți oamenii. Mă identific cu rolul de iubitor de teatru, pentru că am pornit la drum ca actriță, dar apoi am dezvoltat o școală de teatru și chiar și un teatru privat, particular. Adică, da, și acolo a trebuit să învăț să regizez oameni și... Apoi am descoperit că drumul ăsta... Mie să nu vă răspund la toate întrebările, dar... Drumul ăsta al teatrului este, deși am mai spus, e popular, se crede că teatrul te învață să minți și să te ascunzi. Pentru mine a fost chiar dimpotrivă. S-a ocupat foarte mult cu adevărul și cu a descoperi profunzimile mele și întotdeauna când intri acolo în profunzime, dai și de durere, dai și de umbră și de tristețe și iată, de aici cealaltă valența mea de terapeut. Te ajută provocările din viață să te redescoperi, adică să-ți descoperi și alte calități, că spuneai că ești într-o continuă cunoaștere tu cu tine și într-adevăr toți suntem până la urmă într-o continuă cunoaștere. Cercetare, nu? Da. Noi cu noi, pentru că sunt anumite situații în care n-aș fi crezut că aș fi reacționat așa, dar uite că s-a întâmplat. Da. Și ai spus foarte bine provocări, pentru că de la un punct încolo, mi-aduc aminte, eram destul de micuță, am luat decizia, probabil ajutată de cărțile citite, de oameni întâlniți, să nu mai spun probleme, ci să le spun provocări sau situații de rezolvat. Pentru că, într-adevăr, așa e, viața e cu de toate. Și putem să avem pe drumul acesta și provocările despre care spuneai, au fost de fiecare dată oportunitate să mai descoper un mușchi neantrenat până atunci sau o ușă nedeschisă în sufletul meu. Na. Spuneai că ești și terapeut, Zimir. Ce? Și aici eram eu curios, că veneam exact pe introducerea ta, pe preambulul făcut de tine. Cum se îmbină psihologia cu actoria? Da, terapia, a zice, psihologii, nu sunt psiholog, îi salut pe toți psihologii care au studiat. Nu e o greșeală, dar e ceva de, cumva de... Separat. E separat și e bine de știut. Dar mai întâi, spune-ne puțin ce înseamnă terapia asta de Tahilin, că nu toată lumea e familiarizată cu termenul ăsta. Adică cu healing, da, dar teta. Teta healing este, de fapt, teta. Undele teta sunt o frecvență a creierului nostru. E ceva cu care fiecare om e înzestrat. Noi acum suntem în beta, adică în conștient, în starea conștientă. Alfa este starea aceea de veche când te duci către somn sau te întorci din somn către realitate. Cred că știți că nu știu dacă chiar bate la ușă sau... Da. E confuz așa. Da, exact. Starea de relaxare și teta, mai e și gamma și delta, dar teta este starea de somn profund în care terapeutul teta știe cum să te ducă tocmai pentru a intra mai mult în contact cu subconștientul. Adică tu practic asta faci. Da, da. Ne uităm în sens profund la durerile noastre și le transformăm. Și oamenii care vin la tine adorm? Nu este hipnoză. Pur și simplu stai relaxat și ajungi în starea aceea profundă de relaxare, fără să dormi, desigur. Nu mai ai gânduri cu duiumul, aolo, ce am lăsat. Se opește vertigiul. Exact. Practic îți cureți creierul. Exact. E o stare de limpezime. Și atunci iese la iveală fix acea convingere pe care o ai de eliminat sau fix acel moment care te-a durut și trebuie vindecat. Dar cum reușești să faci omul să ajungă în starea asta? Vă aștept la inițiere. Sunt foarte curioasă, că la mine în cap așa, tot timpul sunt idei multe.
Sunt, vă recomand, căldură nu este despre veniți la mine, este despre fă asta măcar o dată în viață, pentru că e... Dar sunt receptivi oamenii la... la... Au început să fie, da, România au început să fie din ce în ce mai deschiși către astfel de terapii și, de fapt, nu românii, cred că se întâmplă ceva la nivel global, a fost un trigger apăsat de pandemie. Ceva a declanșat această... Pandemie, da, da. Nevoie de cunoaștere a pandemia. Sinele. Exact, exact, da, pentru că trebuie să vezi cum poți, cine ești și cum poți să funcționezi. Omul va avea nevoie tot timpul să înțeleagă ce din el îl face să reacționeze așa sau să facă față sau să nu facă față provocărilor despre care vorbeai mai devreme. Și atunci, da. Tu ești și actriță, ne spuneai că ai și o școală de actorie. Mm-hmm. Folosești actoria în terapia asta? Folosesc terapia în actorie. Ele sunt două lucruri separate, adică nu invit oamenii să meargă la actorie pentru vindecare, invit oamenii să meargă la vindecare pentru vindecare, acestea sunt două laturi ale mele. Însă, evident că aș porni de la povestea mea în întrebarea aceasta. Cum spuneam mai devreme în introducere, atunci când doare, trebuie să vezi de ce doare. Și am avut nevoie de o unealtă. Să înțeleg că tu ai trecut printr-o... Evident. Nu, eu, ca toți oamenii, am trecut prin minim o durere. Nu-i spuneai. Da. Și de aici a pornit căutarea mai profundă. În primul rând, în viața de actor, mai ales în facultatea de actorie, sunt destul de multe provocări. Adică se întâmplă lucruri. Ești pus în diverse situații. Exact, exact. Și de acolo cred că am început să mă caut. Da. Deci am folosit în primul rând pentru mine. Și n-am avut niciodată, când eram mai tânără, n-am avut așteptarea sau dorința să lucrez cu alți oameni. Pur și simplu s-a întâmplat. Adică la un moment dat, intuiția mi-a zis, e momentul să lucrez și cu alții, ca ai ce da mai departe. Dar, de exemplu, dacă mergem la actorie și facem niște cursuri de actorie, mm-hmm. pur și simplu, așa, noi, având alte meserii, alte, mm-hmm. având alte studii, mm-hmm. alte meserii, este actoria, putem să o privim ca pe o terapie? Sunt oameni care vin, în ce sens, ca terapie? Vin pentru socializarea. Socializarea uh-huh. este o atitudine care te ajută să vindeci anumite lucruri. Mulți oameni suferă de singurătate sau de deconectare sau așa. E clar că acolo, fiind o meserie de echipă sau, mă rog, un curs în care există comunitate, se vindecă și asta. Și sau frica de vorbit în public, că tot menționam înainte. Adică e multă expunere și e multă conectare cu sinele, n-ai cum să nu produci și vindecare. Dar sunt momente în care devii personaj în fața pacientului? Adică poate o situație impune ca tu uh-huh, să uh-huh, da. Schimbi puțin? Nu, n-am astfel de momente, nu. Și o să spun de ce. De fapt, e o întrebare foarte bună. Spuneam mai devreme că actoria pentru mine a fost conectare cu adevărul sau căutarea adevărului. Astfel am ajuns în fiecare etapă a vieții mele să o descoper pe ales cea autentică, adică cea adevărată. Și când... Da. A, ok. Da, da, adică... Mă grăbesc și merg, încerc să... Da. Așa, fiind, descoperindu-mă pe mine, în alte joburi ale mele sau chiar și aici, caut să fiu cât mai eu. Dacă n-ai fi făcut actorie și n-ai fi fost terapeut, ce te-ai fi, ce te vezi sau te-ai fi văzut făcând altceva? Ce întrebări drăguțe aveți, deci... Asta vin așa din conversația cu tine, că noi aveam pregătite alte. E bine că suntem în flow. Da. Păi să vă povestesc, prima și prima dată am vrut să mă fac călugăriță. Nu cred. Ba da, am vrut, când eram micuță. Ce e mișto, mie îmi place. Dar ce te-a ajuns? Mie îmi place că ai spus-o, fără niciun fel de reținere. Da. Nu știu. Adică știu, dar nu știu. Pot să spun de ce. Mi se părea mie că aia mă cheamă. Dar era mică, până în 7 ani, cred. Pe aia mi-a zis... Este interioară pe care o simțeam. Mm-hmm. Da. Adică pe mine Dumnezeu m-a chemat cumva dinainte de a mă chema cineva, like, hai să mergem bunica, hai să mergem la biserică. Da, a fost ceva, o chemare, da. Și apoi, după ce am încheiat episodul cu călugăriță, am vrut să mă fac cântăreață de operă. Uh-huh. După ce am încheiat și această chemare, am vrut să mă fac medic, vindecător, da. Și apoi, undeva între clasa 10-a și 11-a, ce zodie ești? A venit gândul că ar trebui să mă fac actriță. Și uite că toate acestea sunt posibile.
Sunt gemeni. Pe cu cât ești ascendent născută? În Capricorn. Pe cât ești și soare născută? Sunt pe 26 mai. Nu mai știu pe cât, dar cumva... Și tot gemeni, suntem 11 iunie și am zis că na, cine că știe. Că suntem în aceea zi. Deci ești înconjurat. Da, da. Păi și tatăl meu tot gemene și pe 27 mai. Ia uite, vedeți? Da, da, da. Oamenii da. Se atrag după un mecanism foarte inteligent. Da. Nu ne mai vorbim din 2004, dar e ok. Eu glumesc, glumesc, da. Evident, a fost o glumă. Doar ca eu să am făcut ochii mari, că știu doar că doar ca să vin cu aia. Opusul a ceea ce ai spus tu ca o glumă. Da. Râsul e o terapie. Da, și întotdeauna, adică încă mai merg la clasă, adică și eu mai am grupe de actorie. Spun încă pentru că ușor, ușor mă retrag din zona de predat actorie și doresc să mă duc spre poate mai multă creație teatrală și parte de healing. Dar de fiecare dată, orice studiez cu studenții mei, fac și momente de jocuri care te fac să râd, de improvizație, de așa, pentru că e bucuria poate să vindece. Adică să fiu într-o stare de zâmbet și de bucurie ajută foarte mult stării de bine. Și, parcă da. Eliberează corpul atunci, da. O stare de da. Stres, da, și în momentul în care, anxietate. În momentul în care ai văzut că râzi așa cu poftă, parcă te eliberezi. Da, da, așa da, da, simt. Da, da. Eu da, efectiv întâmple simt trec, chestia asta. Da, serios, trec într-un moment din ăsta, de, chiar și aici, la un moment dat, știți, că am râs, efectiv, am râs în direct, era când, o situație, da. N-ai ce să faci, da. Nu da. Poți să-l abții și nici nu cred că e normal sau corect. Și o eliberare și de fiecare dată când găsiți un motiv de a râde cu poftă, nu vă opriți să faceți chestia asta, pentru că eliberează așa, e o chestie da. Pentru sufletul vostru. Ajută, ajută, da. Pentru că vorbeam de Theta Healing, eu sunt curios, induci omului respectiv, practic, o stare de unde el a lăsat atenția pe tot ce nu e important și reușește creierul să se focuseze exact pe ce îl deranjează cel mai mult. Doar că nu induci, îl ajuți să se conecteze cu acel lucru care deja există în el. Ok. Dar această reacție nu declanșează la rândul ei una și mai neagră și apăsătoare ca acum din momentul în care vezi din nou în fața ta niște chestii pe care bănuiesc că vrei să le ascunzi tocmai pentru a nu te deranja? Da, și asta e o întrebare foarte bună. Lucrezi cu tine și tu, clar. Adică nu. Nu, deloc. Poate că ar fi fost mai bine pentru dialog să zică da, sunt o fire profundă. Nu e nimic, încep de acum, spune și încep de acum să lucrez cu mine. Mai degrabă cred că de-aia pun întrebările astea ca pentru să știu că, cum știi, ar da. Trebui să abordez da. Situația. E o întrebare foarte bună, intuitiv așa. Nu se declanșează o stare mai rea, dimpotrivă. În primul rând, pentru că în creierașul omului nu intri decât de mână cu Dumnezeu, cum zicea Leon Dănăilă, domnul marele neurochirurg, domnul academician, un înger pe pământ. Deci nu suntem așa oricum, nu ne jucăm pe acolo. E de mână cu Doamne. Doamne, e tot în siguranță, una. Și a doua, pentru că, știi, toți acei monștri care ne spar nouă monștri în dulap și ascundem și ferecăm și fac zgomot mult acolo și noi vrem să ne îndepărtăm cât mai mult de dulapul ăla, când deschizi ușa e doar un șoricel. Adică de cele mai multe ori, când ajungi la ce te frământă și ce îți dă o stare de frică și așa, e ceva foarte mic. Și mărunt. Și mărunt. Și niciodată nu forțezi omul sau nu îl îndrum să se forțeze să scoată ceea ce nu este pregătit să scoată. Adică totul în ritmul lui, când poate el și când e pregătit pentru asta. Da, pentru că, știi, avem niște hibe, niște blocaje la un moment dat și poate să fie. Nu suntem atât de deschiși. Da. Nu reușim să expunem da. De multe ori ceea ce ne doare. Da. Și chestia asta ne face rău. Să ținem în absolut, noi. Absolut, da, da. Reprimarea este sport național al români, cum îmi place să zic. Știți, venim dintr-o adică nu e judecată, e pur și simplu înțelegerea contextului din care venim. Da. În comunism nu se spălau rufele în public. Trebuia să nu știe vecinul pentru că nu știi ai cine. S-ar putea să lucreze în colaborare cu securitatea. Și da, să... mă rog, au fost niște vremuri și atunci tragedii, oamenii, da. S-au închis, practic. În da. Ce cumva... recomand, dacă ești în punctul acela, este... să faci journaling, adică să scrii tu, dacă încă nu te simți pregătit să întâlnești pe cineva cu care să vorbești și nu simți încredere, nu te da peste cap, nu te stresa, o să vină momentul, dar începe de undeva să scoți
ceea ce da. E de scos. Adică, oricât de greu ar fi un început, totuși trebuie să te da. Gândești la el da. Și dacă chiar nu accepti varianta cu a, aceasta de a discuta cu un specialist măcar consideră pixul un specialist și exact. Hârtia un consultant și poate în felul da. Ăsta... Dacă frumos zice, frumos a zis Diana, fă un pas spre Dumnezeu și el face 10 spre tine. Adevărat, așa este. Nu? Mm-hmm. Da, da, da. Exact, așa este. Dar aș, aici, pe partea asta cu Dumnezeu și cu credința, n-ar trebui să ne ascundem că sunt foarte mulți oameni care nu simt o pornire sau nu simt o legătură între ei și divinitate. Uh-huh. Dar au și ei la fel de multe probleme. Uh-huh. Un om de acest gen cum poate să intre în creierul lui dacă nu vrea de mână cu Dumnezeu? Foarte puțini sunt cei însă care nu cred în nimic. Sunt mulți care cred, dar nu recunosc. Sau sunt oameni, într-adevăr, care nu se simt în siguranță să se recunoască. Și asta tot convingeri. Uh-huh. Dar sunt foarte puțini cei care nu cred în absolut nimic. Și nu mai țin minte exact cine a zis, dar și cel care nu crede în nimic, crede, tot luptă cu ceva. Adică, da. Ce vreau să spun este că poți să nu-i spui pe limba... Da, pentru mine e Hristos, clar. Dar nu despre asta e vorba în terapia asta, ci despre a-L conecta pe Dumnezeu, pe om cu Divinul din sine. Adică să recunoască că cumva îi spune și el. Ce frumos ai spus-o. Adică oricât de mult ai refuza să crezi, există totuși în tine un miez de iubire care trebuie exploatat. Exact. O sămânță pe care dacă o uiți, s-ar putea să devină o floare. Foarte frumos zis, da. Da. Care sunt minunile din țara lui Alice? Da, este un proiect foarte de suflet. Cu asta vreau să-i mulțumesc Denisei pentru că este posibil podcastul Minunile din țara lui Alice. Pe pagina mea de teatru deseori puneam acest hashtag Minunile din țara lui Alice. Uite, pentru avem și imagine acum cu podcastul tău. Frumos, da. Foarte fain. Și la un moment dat mi-am dat seama, adică cumva a fost intuitiv așa, înainte de să apară proiectul, mi-am dat seama că într-adevăr sunt un om foarte norocos sau binecuvântat să fie în jurul meu oameni extraordinari. Eu mă inspir foarte mult de la ceilalți oameni, mă uit la cum fac ei lucrurile, cum le-au ieșit, cum au trecut printr-un moment mai greu și l-au depășit. Și, drept urmare, văzând că sunt atât de binecuvântată, am zis să arăt și altora binecuvântările din lumea mea. Uite, pe cine avea invitat aici? Aici cred că este Lucas Molina Perez, da, este dansator flamenco, dar și el, tot geamând al nostru, mă rog, așa. Nu știu ce zic, că este, conjurat de geme. Da, este mai puțin relevantă Zodia, dar da. Este dansator, dar și el un om extraordinar de spiritual, cu o poveste foarte frumoasă de viață. A plecat de acolo, din Argentina, a ajuns în Spania și până la urmă ne-am întâlnit așa, într-un proiect total întâmplător. Și, practic, minunile din țara lui Alice, despre ce este vorba în podcastul tău? Uh-huh. Exact cum am spus mai devreme, sunt oameni care au reușit ceva. Povești de viață. Uh-huh. Sunt oameni care au reușit într-un anumit fel ceva și cred că ce mă motivează să mă uit la poveștile lor este să văd cum au depășit anumite momente grele, pentru că sunt oameni în jurul nostru care zic eu, poor me, săracul de mine, mie nu merge, la mine nimic nu se leagă, și aduci oameni aparent simpli care au reușit în ceva sau au traversat ceva și au reușit și vreau să văd cum? De ce nu stau să-și plângă de milă? Ce fac ei acolo? Da, important este să nu stai să aștepți, că nu Absolut. Vine nimeni să-ți ciocăne la ușă, Absolut. Să-ți dea ceva. Absolut. Pur și simplu trebuie să te ridici. Da. Atunci când cazi, trebuie să ai puterea asta. Unde găsim puterea asta să ne ridicăm atunci când suntem jos? Fără să mă fac specialist în suflete la modul general, că nu sunt. La mine, mm-hmm. Da, o să vorbesc despre mine. Atunci când îmi este greu, îmi găsesc puterea în rugăciune și în conectarea cu Dumnezeu, care de fapt nu e o chestie exterioară, e o chestie interioară mie. Și foarte mult m-a ajutat în ultimii ani să practic activ credința. Adică, în momentul în care nu mai pot, să-mi dau seama că nu sunt singură și că mă pot încredința. Că pot să las din povara mea cuiva. Și apoi, desigur, Dumnezeu lucrează prin oameni. Întâlnești oameni cu care te pot susține în drumul tău, întâlnești soluții. Întotdeauna îmi place să cred că soluția e în cameră, la propriu. Adică, dacă am un moment mai dificil,
Stau și mă uit ce cărți sunt în jurul meu, ce resurse sunt în jurul meu, telefonul, da? Pe cine sun? În momentul în care avem un blocaj de genul ăsta, ar trebui să cumva să ne educăm, să gândim pozitiv și atunci automat ceva pozitiv se va propaga asupra noastră? Contează foarte mult gândirea contează, pozitivă? Contează foarte, foarte mult settingul mental. În absolut orice dorim să... Mi-aduc aminte de fiecare upgrade pe care l-am făcut în viață și mi l-am dorit. A fost, în primul rând, cu o schimbare de gândire care schimbă energia care sunt. Însă nu ne forțăm, adică nu cred nici în only good vibes, doar cum e un curent, good vibes only. Da? Good vibes, nu cred nici în treaba asta, pentru că dacă gândurile mai puțin plăcute sunt pe tine, da, e un motiv și atunci trebuie să adresezi problema din spatele gândurilor. Dar setting-ul mental contează foarte mult. Ți se întâmplă să întâlnești oameni cu o energie joasă, cu o energie mai negativă? Cum identifici tu oamenii? Da, tu cum identifici? Mai au după semnale comportamentului. Da, oameni morocănoși, da. Așa. Bă, uite, mie mi s-a întâmplat ca uneori cu oamenii morocănoși să dezvolt o relație extraordinar de apropiată, da, de prietenie, da, da. Pentru că reieșea cumva naturalețea și nici de cum superficialitatea. În schimb, dacă zâmbești mai mereu, s-ar putea să-mi pun semne de întrebare că e un zâmbet fals. O faci doar pentru a... impresiona. Da, să revenim la întrebare. Cum identifici tu oamenii în funcție de energiile lor? Am învățat să-mi ascult intuiția și pur și simplu simt. Adică simt ce e în jurul meu. Simt dacă un loc e bun sau... Bine, acum a fost o mică, nu minciună, dar așa, că intuiția într-adevăr mi-am dezvoltat-o, dar ăsta a fost și un dar de mică. Adică simțeam de mică lucruri. Spre exemplu, am avut o premoniție pe care nu o uit, la undeva la 6 ani, probabil părinții mei aveau mașina stricată, eu eram undeva la țară și nu treceau mașini pe drum și am auzit de departe o mașină. Ei n-aveau cum să fie. Și am zis, ei sunt părinții mei, vin să mă ia de la țară. Și de atunci, cumva, aia a fost prima, au mai urmat și alte momente în care am simțit că pot să simt lucruri. Nu sunt speriat. Dacă mă crezi sau nu, Alice, m-am gândit foarte mult în ultimele 3-4 minute la maica mea. Pentru că mama mea îmi vorbește foarte mult despre chestiile astea și eu recunosc că am cam ignorat toată cantitatea aia de informații. Da, mamă, nu cred că... Nu cred că nici se măcar poate. Nu cred că e puntea de legătură cea mai potrivită dintre noi doi. Adică nu știu dacă... Uh-huh. Și am tot zicea să lasă să se decanteze lucrurile, doar că în procesul ăsta de fermentație continuu la mine nu prea s-au decantat lucrurile. Uh-huh. Deci pe fundul vasului încă nu văd ce să se depună și ce anume să culeg de acolo. Tocmai de asta vreau să te întreb, cum vindecăm relația cu mama? Da, minunat. Dar nu las fără să aud ce ai spus înainte și spun că într-adevăr sunt mai multe persoane care o să lucreze la ceva ce e pentru tine. Spre exemplu, unul pune sămânța, like mama. Vine altul și o udă. Da? Like tata? Nu știu cine. Da, okay. Da, poate eu astăzi. Și altcineva, adică tu, vei culege roadele. Adică ceva, e un proces. Asta vreau să spun, că e un proces. Cum vindecăm relația cu mama? Da, e și acolo un proces. Adică sunt multe lucruri de povestit despre asta, dar cu siguranță vindecarea relației cu părinții îți transformă viața de adult. Adică acolo, în primii ani de viață, sunt răspunsurile la mai toate întrebările care ne frământă în viața adultă. Și nu știu cum, adică știu cum, dar cum e mai important să și-l descopere fiecare. Pentru unul e un proces cu un terapeut, pentru altul e pur și simplu o călătorie, pentru altul este iertarea de sine, adică te întorci la tine și descoperi că n-ai ce ierta la părinți. Da? Ce vreau să spun este că e un proces și fiecare e important să o ia de acolo de unde e el. Ce poți să faci ca și pași este să te uiți la ea, să te uiți la relația cu părintele, să admiți că anumite lucruri te-au durut, să admiți și să accepți, după care te uiți pe generații, de ce a fost așa în familie, în familia da, mea. Da, pentru că sunt mulți copii care sunt rebeli, așa, și deja există o revoltă
în interiorul lor. Și atunci tu ca părinte de multe ori nici nu știi cum să reacționezi, nici să nu îl faci pe copil să se simtă într-un fel, poate că reacționezi greșit și așa. După mai o anumită vârstă, un om e decondamnat dacă încă se mai raportează la anumite lucruri din copilărie sau unele dintre ele pot fi atât de serioase încât... Și asta este o întrebare foarte bună. După o anumită vârstă, cred că avem puterea să schimbăm tot. Și nu numai puterea, dar și responsabilitatea. Adică dacă ești adult și încă blame your parents, ok, e ok, dar adică îți dai vina pe părinți, e în regulă, dar uite-te la ce te-a durut de fapt pe tine în interior. Și eu recunosc, eu mă fac vinovat de chestia asta. Da, nu. Da, serios. Dar serios. Este momentul, cred că dar nu e singurul. Suntem mai mulți. Dar e momentul să adresezi problema. Adică nu poate fi la nesfârșit, pentru că uite ce facem. În momentul în care dăm vina pe exterior, dăm și puterea în exterior. Da, da. Contează foarte mult și comunicarea. Cu părinții? Mm-hmm. Absolut, sigur că da. Cum să nu? Da, contează. Adică ne ajută cumva să deblocăm relația. Da, absolut, absolut. Și lipsa comunicării te ajută câteodată să deblochezi. În cazul în care ai trăit cu un părinte abuziv, sau cu ambii părinți abuzivi, nu știu, există și cazuri de genul ăsta, și simți că povestea abuzului continuă, chiar și în viața adultă, te poți opri din a comunica, să te întorci la tine, să te pui în regulă, cumva, poate nu în modul direct te pui în regulă, ci cu alt ajutor, după care să te poți întorce acolo pe alt nivel de înțelegere, de acceptare. Are sens ce zic? Da, are sens ce spui. Nu m-aș fi gândit, am zis de comunicare, dar nu m-aș fi gândit la varianta cealaltă pe care mi-ai dat-o tu acum, că îți face bine și dacă nu comunici, dacă faci un pas cu în părinte, spate. Da. Care este toxic și a fost de toxic altfel, toată copilăria multe dintre ta. Relații, acum mă refer, asta tot din teatru cumva am descoperit-o, multe din relații se pot vindeca dacă faci un pas în spate și devii observatorul poveștii. Pentru că în momentul în care ești foarte prins acolo în ceea ce mi-a făcut, ce mi-a adres, ce mi-a adres, da, poate că nu vezi toate. Nu vezi toate detaliile, da. Deci trebuie să te desprinzi din situație și să observi care sunt elementele pe care le poți schimba. Detașarea ajută foarte mult. Ok, da. După aia totuși nu te întorci la faptul că e dureros, că nu reușești nici măcar în perioada matură să stabilești un teren comun cu părinții? Da, știu sentimentul, adică îl știu... Lipsa lor de înțelegere e atât de mare încât... Dacă e vindecare, dacă vindecarea s-a produs... Vindecarea de cele mai multe ori înseamnă iertare. Dacă s-a produs chestia asta, apare și înțelegerea în toate celulele corpului tău, adică nu numai mentală. Dacă noi nu suntem doar un fel de a gândi, suntem un fel de a simți. Până și ritmul cardiac ți se calmează, exact. Nu mai ești la fel de nervos ca atunci când nu te înțelegeau. Ajungi să înțelegi că poate atât au putut, atât a fost în acel moment. Dar e un proces, repet. Dacă spui înainte de admiterea durerii, că ok, îi înțeleg, s-ar putea să fie prea repede, să fie superficial, cum ai zis. Iertarea este o formă de superioritate? Nu. Pentru că nu eu te iert pe tine, ego. Uh-huh. Eu, mic, nu pot. Dar îi cer ajutorul lui Dumnezeu să mă ajute să te iert. Da, pentru că știi că la un moment dat, între prieteni așa, băi, gata, te-am iertat, nu-i nicio problemă, să ai liniștit. Dar ții minte și nu-l mai chem la party data viitoare, da. Știu. Dar pare un pic superior așa, știi, și tatăl meu mi-a scris chiar acum că Alice chiar este o minune. Felicitări pentru invitat. Nu știu dacă ce e pentru că ești și tu geamăn și sunt două gemene aici, evident. Dar în orice caz ai dreptate. Da. Și soțul meu e vărsător. Deci e de bine. Suntem la egalitate oarecum. Da. Și ai putea spune... S-a blocat pentru că din regie îi se spune lui Mircea, dar aud și eu că și-a găsit o blondă și o brunetă, este la mijloc. Așa m-am rușinat, deci m-a prins sângele pe nas. Voiam să te întreb, e un motiv pentru care el este vărsător și nu altă zodie? Doamne, am încercat să culeg niște laude complet nemeritate. Sunteți minunați și oricum la mulți ani că e sectorul vostru. Da.
Da. E vărsător de februarie. E vărsător de ziua îndrăgostiților. O, da. Păi și noi gemenii nimic. Și noi e singurul nimic. Bărbat care primește și el un cadou de ziua lui. E, hai să nu ne întindem. Ziua în care noi toți bărbații facem, nu? Să nu ne întindem. Sau altfel zis, în spiritul vostru, ziua îndrăgostiților a fost pusă de ziua lui. Da, 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 da. Și mai bine spus. Îi spun la mulți ani în avans pe ocazia asta. Când e? Când e? 14 februarie. Deci mai sunt 6 zile. Da. Pică chiar miercurea viitoare. Da, de ziua îndrăgostiților. Da. Noi revenim în platou pentru că mai avem câteva mici întrebări să-ți adresăm. Noi ne-am dat seama că ne-am axat prea mult pe partea de terapie, dar n-am vorbit de poate pasiunea ta cea mai mare. Adevărat. Actoria. Așa este, da. A fost pasiunea mea ce cea mai mare. Ce actor te-a inspirat pe tine și de ce anume? În primul rând vreau să mai salut o dată fetele. Este minunat că dimineața asta ne-a pus în acest context. Au terminat înaintea mea cu un an în facultate. Deci am fost cumva colegi. Exact, exact. Mai puțină interacțiune propriu-zis, dar ne știam cu toții, o comunitate mică. Da, absolut. În fiecare etapă a vieții mele m-a inspirat cineva. Au spus fetele de acel spectacol extraordinar, Regina Mamă. Și eu am fost de foarte multe ori, pentru că pe lângă faptul că mergeam la facultate, propriu-zis, noi învățam mult și din spectacole și doamna Olga Tudorache a fost extraordinară pentru mine ca reper în acea perioadă. Apoi m-am dus și spre zona de Hollywood. Și mi-a plăcut întotdeauna Robert De Niro, mi se pare o combinație extraordinară de timiditate cu putere și cu roluri rezolvate minunat și acum îl studiez, adică am observat la el că spune în mai multe interviuri că se întoarce la anul întâi de la Actor Studio, acolo unde a făcut școala, și asta este un reper pentru mine, adică dacă ceva mă definește, să învăț continuu. Și am fost bucuroasă să descoper că și el are aceeași credință. Am avut și bucuria să lucrez cu un coach de la Hollywood, Bernard Hiller, care din când în când chiar îl invită în studioul lui din LA. Eu nu l-am întâlnit, dar da. Un alt actor extraordinar pentru mine este Christian Bale. Este impresionantă capacitatea lui de a-și schimba tot energie. Absolut tot. Trup în funcție de ce și câtă credință că aia are de făcut. Este, da. Oricum, unul din cei mai dedicați, poate? Christian Bale? Da. Omul a slăbit pentru unele roluri de, nu știu dacă mai era 30, în regulă 40, să sănătos. Mai filmeze sau să fie trimis la un centru de recuperare. Da. Este complicat în anul 2024 să fii actor? Depinde de unde privești acest lucru. Nu aș putea să spun că este complicat. De ce? Pentru că l-am ascultat foarte bine pe colegele mele de facultate, să le zic așa. Când nu ai un loc într-un teatru, îți creezi propriul tău loc. Și pentru mine nu a fost ușor, dar nu a fost nici greu. Cumva am luat această cale a independentului. A apărut un proiect personal, se numește Teatru Simplu, care are zonă de actori profesioniști, dar și zonă de actori amatori. Cu cine și atunci colaborezi? Lucrurile s-au ambinat foarte bine. Cu cine colaborezi? Da, ca și actori profesioniști, cu cine colaborezi? Laura Rău, a fost Radu Mateucă, avem acum pe Miron Gheorghe și lista sunt sigură că o să continue. Cine poate veni să se înscrie la tine la cursuri? Da. Oricine a avut întotdeauna pasiunea asta. Adică, cum a apărut Teatru Simplu, școala Teatru Simplu? M-am gândit că în exterior, în afară, în Anglia, spre exemplu, sunt foarte multe școli de amatori profesioniști. Adică dacă ai avut pasiunea asta toată viața ta, dar nu te-au lăsat părinții, n-au fost bani, ai făcut altceva la început de drum și tu descoperi la un moment dat că, eu vreau să fac asta. Teatru Simplu, școala Teatru Simplu este locul tău, pentru că studiem serios, studiem cu dedicație teatru, ne ducem, chiar scriu acolo, apropo de hashtag-urile care au apărut înainte de vreme, laborator de cercetare sufletească, adică te dezvolți, te descoperi prin această artă minunată, dar în același timp îți împlinești și o pasiune, pasiunea dintotdeauna. Un episod ridicol sau amuzant, îți poți aduce aminte? Da, primul, da? Au fost cu siguranță mai multe. Primul, prezentam la un moment dat un bal, nu știu ce, și zic
dădeam diplome pentru cel mai, cea mai nostimă poreclă, a câștigat cartof. Și eu spun domnul cartof, nu, persoana respectivă nu venea să-și ia premiul și zic domnul cartof nu mai este printre noi și s-a auzit sala odată cum a căzut sala. S-a prăjit rău de tot, dar din timpul unei scenete? Din timpul unei scenete am căzut pe scenă, da, m-am lovit, am dat cu capul de față cu toată lumea, a fost cu tremur, a trebuit să scot asta, da. Se întâmplă lucruri și cred că cumva nu, probabil că au fost mai multe, nu le țin minte pentru că am o convingere că orice s-ar întâmpla trebuie să reacționez la acel lucru, da, adică să-l integrez. Până la urmă și actorii sunt oameni. Da, da. Și ei au trăiri, da. Și ei se împiedică, da. Și ei se bâlbâie. Există vreun și mai uită. Sfat la adresa spectatorilor din partea unui actor? Să nu mai tușească, glumesc. Să-și închidă telefoanele mobile când ajung la teatru. Am și eu niște rezistențe, dar apropo de asta să zic că acel banc, poate că îl știți, foarte puțin dintre oamenii care tușesc se duc la medic. Toți ceilalți se duc la teatru. Da, frumos. Și revenind la... Apropo, scuze. Du-te la teatru. Da. Nu știu dacă ați văzut la Ateneu, dacă sunteți consumator de Ateneu de concerte acolo, oamenii tușesc în pauză. Nu știu, ați observat asta? Uite, să merge, să vede. Se cântă și la un moment dat e o pauză. Și atunci, toată lumea. Și e cumva nostim, dar și foarte... Da, e foarte ciudat. Da, e foarte ciudat cum poți să... Nu vreau ca spectatori, iartă-mă, da, să nu tușească, însă dacă nu le place să se ridice și să plece. Uite, e a okay. fost o situație de unăzi comunicată de Tudor Chirilă, chiar pe contul său de Facebook. Au existat neplăceri la o scenă de teatru acum o săptămână sau două. Da. Cineva efectiv a răspuns la telefon în timpul spectacolului. Da, exact. Asta mi se pare devreme. E deja culmea nesimțirii. Adică e imposibil să nu realizezi că odată ai creat un deranj prin simplu fapt că ai scos telefonul, el sunând și după aia să mai și Da. Suntem obișnuiți. Suntem consumatori de filme de Hollywood, suntem consumatori de cinema și câteodată, Mircea, dacă îmi dai voie, nu știu dacă e vorba de nesimțire, cred că e vorba de o anumită educație, adică e foarte bine că invitați oameni care poate să spună niște lucruri constructive și să le aducem aminte oamenilor că dacă ai de vorbit, vorbești afară, vorbești înainte, vorbești după. Da. Corect. Exact. Unde te găsim? Era să zic peste tot. Da, nu peste tot. Nu e neapărat, și aici, la noi, la SSTV. Nu e neapărat bine, este o modalitate foarte limpede de a intra în burnout, deci nu e așa, dar mă găsiți cu drag pe pagina Teatru Simplu de Instagram, de Facebook, pe pagina personală Alice Nicolae, Instagram, Facebook. Avem o lună în care încă avem niște spectacole, adică e o lună destul de plină, avem luni, Chekhov in Love, este o adaptare după Chekhov. Avem marți, Exil, avem pe 23 Semne de bună purtare. Primele două sunt din școală, sunt producții cu amatori, nu o să vă dați seama, sunt foarte buni tipii. Și pe 23 Semne de bună purtare, producție cu profesioniști. Perfect. AliceNicolae.ro. Intrați acolo și găsiți toate detaliile. Noi îți mulțumim foarte frumos, dar să știi că nu te lăsăm să pleci. Noi mai avem un pic din emisiune. Da, ai așa o energie bună, încât eu vreau să rămâi aici în continuare și cu noi. Și mie îmi place foarte mult cu voi. Da. Da. Așa că te rugăm să mai rămâi cu noi, pentru că noi avem o rubrică de fiecare dată la final de emisiune. Aia se cheamă Colțul de Arhitectură. Totdeauna ne pune la colț. Da. Păi, știi cum e, aplic aceeași pedeapsă care mi-a fost mie aplicată. Da. Eu primii 4 ani de școală nu i-am văzut, că am fost așa, cu fața la perete, cu îmi dădeau colegii aici caietele, mă mai uitam și eu, păi, le dădeam ce înapoi. Scuza, și te puneau și pe coș de nucă? Pe coș de nucă? Dar n-am făcut școala în 1412, dragă. Nu? M-a spus pe mine. Asta îmi părea așa de mediu, nu știu eu de ce. Eu așa aveam impresia. N-a ascultat copilul, ești să-l punem pe roată. Ești un bătrânel simpatic? Nu, pentru că a fost ziua teatrului. Vorbim astăzi despre Teatrul Național din București. Frumosul Teatru Național din București, actuala clădire a teatrului a fost inaugurată în versiunea ei originală în decembrie 1973, modificată apoi considerabil în perioada anilor 1983-84, revenindu-se la forma inițială exterioară în 2012-2014.
modificarea din 1983. E bine, în anii 1980, la cererea cui? La cererea lui Nicolae Ceaușescu, clădirea a fost complet remodelată la exterior și parțial la interior. S-au păstrat parțial din versiunea originală foaierele, de către o echipă condusă de arhitectul Cezar Lăzărescu. Clădirea concepută de echipa lui Horia Maicu a fost remarcabilă la vremea ei, cu o expresie care se înscria în modernismul anilor 60, dar a rămas neterminată la exterior. Fresca cu istoria teatrului, care trebuia să acopere trei fațade ale teatrului, nu a fost niciodată realizată, lăsând corpul teatrului în zidărie de cărămidă aparentă, sub pălăria de beton armat, elegantă, care îi devenise simbol și care a fost totodată fatidică. La interior găsim două mari tapiserii, probabil cele mai importante lucrări ale artei decorative românești de la acea dată și până astăzi. Au supraviețuit incendiului din anii 70 și pot fi admirate și acum în foaierul sălii mari. Iată, putem observa în această imagine cum arată el în prezent. Este o fotografie probabil realizată din dronă. Remodelarea din 2012. Ei bine, în anul 2012 s-a început remodelarea clădirii teatrului, eliminând complet adaosurile din perioada Ceaușescu. Fațadele create de Cezar Lăzărescu, care ascundeau pălăria lui Horia Maicu, au făcut ca teatrul să fie vulnerabil la seisme. Pentru ca teatrul să redevină mai sigur, a fost îndepărtată fațada de 1200 de tone. Proiectul este condus de arhitectul Romeo Belea, efectiv e numele dânsului. Numărul locurilor din săli crește de la 1720 la 2880. Vor exista mai multe săli decât în varianta din 1973 a clădirii. Astfel, sala mare, adică sala Ion Caramitru, de tip italian, are 940 de locuri. Sala studio, transformată în tip italian, Elisabetan Arena, 590 de locuri. Sala atelier, 250 de locuri. Sala pictura, 300 de locuri. Sala mică, 240 de locuri. Sala în aer liber, 300 de locuri. Sala media, 140 de locuri. Clădirea teatrului, așa cum fusese ea modificată în anii 80, nu corespundea standardelor de statică și seismică, din punct de vedere al structurii de rezistență. Remodelarea construcției TNB costa 63,2 milioane de euro, din care 28 de milioane de euro provin de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Conform contractului, execuția urma să dureze 2 ani și 4 luni. După mai bine de 4 ani de lucrări de reabilitare, redeschiderea oficială a clădirii TNB a avut loc pe 10 noiembrie 2014, în forma aceasta. Este Teatrul Național din București locul tău preferat? Este unul dintre locurile mele preferate. E clar că proiectul în care mă simt cel mai bine e teatru simplu. Că el m-a crescut, cu el am crescut, a fost așa o... Dar sunt piese extraordinar de bune la Teatrul Național. În funcție de ce îi place mai mult unui actor, un teatru sau altul? Cred că în funcție de felul lui de a fi. Adică structura clădirii în sine. Da, nu. La asta era întrebarea fizic? Da, fizic? Adică de ce îi place mai mult să joace la Notara decât la teatrul mic sau nu știu, Odeon? Cred că repertoriu. Adică mă gândesc așa, dacă ai vrea să fii într-un teatru, prima dată ai vedea piesele, nu? Sau deja le știi. Vezi ce fel de piese se pun acolo. Vezi eu gândesc așa un pic mai pragmatic. Unde îți găsești loc de muncă, în primul sigur, rând. Sigur. La teatru în care îți găsești loc de muncă, în primul cred rând. Cred că nu înțeleg foarte bine meseria, da, și gândești... am pus întrebarea într-un... E ca și cum ți-l alegi. Mai direct, așa. Da. Tu gândești foarte bine, despre asta e vorba, însă strig răspunzând la întrebare, dacă ar fi pe alese, cu siguranță cred că te cheamă echipa și repertoriu. Adică să ți se potrivească felul lor de a fi. Corect. Și... Eu vreau să vă mai spun ceva, pentru că astăzi mai este și... De ce râzi? Pentru că e ziua internațională a râsului. Ia, uite mai că știe, eu am crezut că îl prind pe picior greșit. Dar nu este doar a râsului, este și a fericirii și... ești fericit? Ce a fost asta? Păi stai mă așa, ție ți se pare că e genul de întrebare la care poți să răspunzi? Da. Nu. Cum să nu? Nu. Acum, în momentul ăsta, ești fericit? Nu. Dar de ce? Dar zi-mi ce să fac ca să te fac fericit, te rog eu frumos. De ce nu ești fericit? Spune-mi. Ce să fac să te fac fericit? Hai să spunem niște bancuri, poate ne fericim asta unul pe celălalt. Asta te face fericit, da, pe tine? Da, nu da. Înțeles. Nu știu dacă pot să spun neapărat acum ce m-ar face fericit, dar asta în mod clar m-ar face mai fericit. M-a împins cineva să pun întrebări. Nu, dar eu nu știu de ce te sperii tu de fiecare dată la răspunsurile astea care nu explică extrem de explicit ce vrea să spun. Păi tocmai de aia.
Da? Da. Păi da, și în ce zonă te duci tu cu gândul de... În zona în care te duci și tu cu gândul. Nu, știi, dacă m-am dus acolo, n-ai nicio garanție, așa că hai după să citim bancuri. După ochi te cunosc, cenușăreasă. Nu, am jucat teatru, nu mă cunoști după ochi. Aha. Doi canibali. Zi-mă, și zici că o placi pe sora mea? Bă, chiar foarte tare. Mă și speria să uita bine, la bine, mă, atunci mai ia o bucată din... Ia. Bam. Vezi? Zicea omul banc și tu ce ai făcut? A intervenit. Da, a intervenit. Că eu n-am fost. Păi da, n-ai fost atent. Dar puțin că eu n-am fost pe fază, adică, adică ce bucată i-a dat? Păi da, probabil că pulpă, bănuiesc că nu știu, aici bănuiesc că se concentrează. Da, mușchiulețul, da. Cotlețe. Sinistru. Nu e adevărat, pentru că canibal nu e sinistru deloc, e practic, ce putem spune, o gustare? Înainte... Un snack. Da, e un snack, da. Dar hai, bine, dăm doar gleznuța. Drăguț, n-ai găsit și tu decât cu balibani, caribani. Bine, hai că am unul și mai mișto. Soacra. Ei, am trecut pe lângă casa voastră. Ginerele, îți mulțumesc mult de tot. Cred că foarte mulți ginere ar da răspunsul ăsta. Da. Hai mă, hai să nu ne ferim. Pe ce? E o relație pe care nu toți o avem așa cum ne-am dorit-o. Cu soacra. Corect, și asta e adevărat. Tu ai vreun banc? Eu recunosc că nu sunt atât de drăguță și de haioasă când spun bancuri. Dar uite, am găsit și o chestie drăguță. Ce e o dischetă care ia Viagra? Deci nu eu eram cel care se gândea la genul ăla. Dar mă puțin legătura are una cu alta. Nu știu. Deci ce e o dischetă care ia Viagra? Hard disk. uite, vezi, la bancul meu se râde. Într-adevăr, hard. La bancul meu s-a râs. Da. Propun să vedem și câteva filmulețe amuzante. Dacă tot e ziua râsului și a fericirii, rămâne să stabilim împreună cam cât de amuzante sunt și filmulețele. Ia să vedem, avem aici un măgăruș care în... Săracu de... Ok. Ponei sunt amuzanți. Ce faci când te atacă peștele? Struțul alunecă pe minge. Ok. Dumnezeule mare. Ce animal de companie ți-ar plăcea să ai? Sau ai deja? Am avut un motan care din păcate anul trecut mi-a murit. Dar tu, Alice? Am pe Tincuța, este superbă. Tincuța? Tincuța. Da, este un nume dintr-o piesă de teatru. Apropo, ce e? Ce e? Împlinim, și e pisică neapărat. Este Scottish Fold Blue. Da, o pisică, da. Da. Frumos. Eu mai am un filmuleț amuzant cu probabil fiecare dintre noi ar trebui să procedăm așa probabil vara, să ne mai destindem. Păi de ce? N-ai apă caldă acasă să faci duș? Păi da, ce să facem? Uneori în sectoarele din București chiar n-ai apă. Da. Ok. Da, uite, vezi ce frumos au răspuns oamenii din mașină. Ha, mă, să le oferim baia bine meritată. Și uite-te la mamă, deci nouă, dacă n-ar face vreunul așa... Da, uite, ăsta e genul de filmuleț care la noi în țară nu cred că ar putea fi posibil mai aproape deloc. Nu prea... Și să fii și îmbrăcat în alb. Și nici măcar nu cred că stă în noi ca români să avem umorul ăsta, deci tipul ăsta așa. Uite și aici, de exemplu... Ce frumos. Ok, exista un motiv bine întemeiat pentru care n-ar fi făcut asta sub nicio formă șoferul. Se trezea cu parbrizuță în doi. Da. Și mai avem un filmuleț amuzant cu un domn din China. Mm-hmm. Care cântă... Să râzi și să cânti simultan, chiar e... Tu poți să faci așa? Nu, cred că dacă m-aș... Hai, te rog, puțin! ...aș putea să zic... Dar... Iar acum o serie de întrebări pe care vrem să ți le adresăm. Întrebările fulger. Da, întrebările fulger. Ele vin din largul concurs al colegei noastre, Victoria. Uh-huh. Așa s-au născut ele, așa că te întrebăm.
Joci teatru și în viață mai mult decât oamenii care nu sunt actori? Nu. Cât de greu este să te angajezi la un teatru? Foarte. Relații sau concursuri? Concursuri. Vine lumea la teatru? Vine. Ce piese preferă? Comediile. Așa. Întrebarea a fost fulger, trebuie și răspunsul fulger. Da. Momentul în care ai ales să faci actoria a fost? Când între a 10-a și a 11-a vara făceam la fân cu verișorul meu și mi-a zis tu trebuie să te faci actriță și atunci mi-am dat seama că da. Cea mai mare provocare profesională a fost? Să construiesc un teatru. Vin sau bere? Vin. Vin sau vin. Bere? Da. În 2024 să fii actor înseamnă? Să lucrezi și să ai o mare pasiune pentru asta. Altfel nu se poate. O situație funny ne-ai spus și restul s-a ocupat colegul meu Mircea. Da, mă tot gândeam la o întrebare, dar nu mai îmi vine niciuna, din păcate. Mare sau munte chiar? Mare, întotdeauna mare. Iubesc muntele, dar... Da. Marea România sau în afara ei? România. România. România, da. Ce-mi place asta. Chiar îmi place. Chiar ai o destinație preferată la noi în țară? Îmi place în țară. Mă simt foarte bine la Sinaia, nu mă întrebați de ce, pur și simplu locul, așa. Mă simt foarte bine la Vama Veche. M-am simțit dintotdeauna, merg de când eram foarte mică. Acolo. Ești în Constanța? Nu. Sunt de lângă Pitești, de la Costești. Mândră cu rădăcini. Așa și mi-e place la mare, dar n-am nicio legătură cu Constanța. Da. Da, mulțumim tare mult. Îți mulțumim din suflet, ai fost un invitat ideal. Am o duce mai serios, îmi permis să spun asta. Te mai așteptăm pe la noi. Sfatul zilei. Zâmbește, râzi, iubește. Asta e zâmbește, combinația. Râzi, iubește. Da, cum a zis, o zâmbește, râzi, iubește. Da, zâmbește, râzi, iubește, pentru că asta e combinația de. Nebunește ca să. Zâmbește, așa râzi, iubește și noi astăzi. Nebunește, da, pentru nebunește. Că este o zi a veseliei și nu uitați să râdeți, să zâmbiți, să fiți veseli în am fiecare zâmbit, zi. Am râs, acum urmează cea de-a treia componentă, așa că noi ne luăm la revedere, vă vedem din nou ne sau vedem ne vedem din nou mâine de la 7 până la 10. La revedere!